good. It's all okay now. It's all okay now, sweetie. Zeci de îngrijitori și voluntari încearcă să liniștească mii de căței salvați de la un centru din statul Virginia specializat în înmulțirea și creșterea rasei Beagle. De acolo puii erau vânduți către diverse laboratoare, unde erau folosiți în testarea de medicamente și produse cosmetice. 4000 is a big number and it's going to take 60 days to get all of these animals out. And working with our shelter and rescue partners across the country, working with them to get these dogs into, eventually into forever loving homes. La operațiunea de salvare au participat mai multe ONG-uri pentru protecția animalelor la cererea Departamentului de Justiție al SUA, care în luna mai a intentat acțiune în justiție împotriva centrului din Virginia. Inspecțiile au arătat că mulți căței erau uciși mai degrabă decât să fie tratați pentru afecțiuni ușoare, primeau hrană inadecvată și erau ținuți în condiții improprii, în frig și în cuști supraaglomerate. Potrivit unui politician local, problema este însă mai veche. Back in 2019, we discovered that there was a place in Cumberland County that was breeding beagles, beautiful beagle dogs for experimentation. I tried to shut them down in 2019, but was not successful. But over the years, we never stopped fighting. Centrul din Virginia a fost închis, iar acum urmează lungul proces prin care toți cei 4000 de căței vor fi examinați de veterinari și vaccinați înainte să poată fi oferiți pentru adopție.